Două echipaje de la ambulanță, unul de la Zmurd și altul de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș, dar și unul de la Compania de Furnizare a Energiei Electrice au ajuns la Casa de Pensii. Ajuns la locul intervenției, s-a observat fum undeva la instalația electrică a tavanului casetat. S-a intervenit pentru stingerea acestuia cu mijloace din dotare în speță stingătoare. Nu au fost probleme deosebite, în schimb a fost întrerupt lucrul cu publicul momentan. Pensionarii evacuați aflau acolo în majoritate pentru a obține bilete de tratament în diverse stațiuni, dar și pentru a depune cereri de recalculare a pensiilor. Lucrul cu publicul a fost întrerupt din cauza acestui incident, pentru că mulți dintre pensionari erau din localități aflate la distanță de Pitești și pentru a nu-i mai chema încă o dată, conducerea Casei de Pensii Argeș i-a ordonat la coadă pentru a le rezolva problemele în stradă. De ce pe iulie? Pe iulie n-am casat-o? Situația a durat 2 ore. Din cauza incendiului, tavanul și instalația electrică de la Casa de Pensii au fost afectate.